trei bolnavi avem. Pe rând, Mara, mama, Brin. Hai la baie, hai să Yeah. Oh my god. Nu știu ce să mă fac cu tine. Hai. Deocamdată stăm în casă, că e mai bine, da? Hai să ne jucăm. Mi s-a făcut rău un somn. Am vomitat. Nu te întrece, Mara, nu. O lună, am stat o lună la mare vara asta. Bună dimineața. Bună dimineața. Bebele se simte rău. Ce facem cu el? Bună dimineața, noi acum trebuia să fim pe plajă. Este ora 10.30. Da. Dar Briana? Mă simt rău. Ce s-a întâmplat, Bri? Mă rău. A vomitat de 3 ori. Am plecat cu ea de dimineață la masă și cum am ajuns acolo, a început. Mi-e rău. Am crezut că sunt pe tipuri de ale ei, că mai face așa ca să câștige atenție. Și am zis apoi, vomit, am dus-o în iarbă, n-a vomitat. Am vrut cu Mara în cameră, am trimis-o în cameră și cât am mâncat eu, ea a vomitat de vreo 2 ori. Acum când am venit, am pus-o la țâță, a subt un pic și a zis iar mereu. Și a vomitat mult săptic. Oh, se doare butica. Și mama îi face masa așa, că s-a ajut timp. E bine așa, Bri? A mai rămas eu și cu Teo. Și mai este doar ziua de astăzi. Da. Mâine trebuie să-i liberăm. Nu știm ce a avut concediul ăsta, dar nu prea ne-a priet. Se pare că nu trebuia să venim. Ceva a fost clar. O fi bacteria aceea în apă de care zice toată lumea. Da. Cum ești, Briacu? E mai bine, zâmbește, vezi? Repede o duc, că iar vomita. Cum e, Bri? E mai bine? Teodora s-a pregătit. Numai bine, de... plajă! Dar Briana a mai vomitat odată. Dă-mă... Vreau să dau cu din asta pentru pișcăturile de țânțar, nici acum nu i-au trecut, uite. Wow! Bri, te mai doare burticuța? Da. Of. Și ea tot vrea la plajă, eu aș vrea să o țin în cameră, dar zice ce? Unde vrei, Bri? La plajă. Și ce faci acolo? Cu Teo. Da, eu nu vreau să mă bag în apă. De ce vă mai întâlnesc acum? Nu e adevărat, se joacă în nisip. Se joacă în nisip. La umbră. Hai. O să ne pune tata umbrela. Hai. Eu am plecat. Hai de Bri, hai. Hai. Burticeală. Hai, burticeală, hai cu mine. Cum ai zis, Bri? Suntem la fel. La fel. Ia uitați, Bri este cam un pic mare. Una mare, una mică, una blondă, una brunetă. Și Mara oare ce face? Bună dimineața, Măruța. Doar mă doare urechea. Aoleu. Azi vreau la circ. La circ? Trei bolnavi avem până acum. Mara, mama, Bri. De noi? La cel mai minunțiu până la cel mai mare, până la cel mai mic. Noi am scăpat? Da. Și... bebe nu a mai mers la plajă pentru că a vomitat o grămadă, a vomitat fiere. Nu ne panicăm, deoarece știm despre ce este vorba, ținând cont că ne-a fost și nouă rău și sperăm ca până mâine să își revină. Dacă nu își revine, va trebui să mergem la spital. Oricum, mâine plecăm acasă. Cum te simți, bebe, acum? Bine. Mai bine? Da, ea după ce vomită e veselă, dar nu ține mult. Teodora s-a întors supărată. Tata nu a așteptat-o. Unde crezi că-i tata Teo? La mare. Hai să te duc și mă întorc apoi la Bri. Ia să vedem. Cartelă n-avem. Hai, fugi. Te duce mama? Până la tata? Da, după te-a. Uite câtă lume e și deschid. Wow. Plaja e foarte aglomerată. Unde-i bunica? Și iată-l. Da. Cum să nu? Dragoste! Wow, dar ce loc bun ați găsit azi! Briana, cum se mai simte? Rău, a vomitat fiere. Mă duc la ea, că abia am putut să o aduc pe Teo, pentru că plângea. Voia să rămână cu mama, spunea să vină Mara cu Teo, dar Mara n-a vrut. E ultima zi la mare, mâine plecăm și mi-ar plăcea și mie să vin să mă bălăcesc cu colacii aia mari, dar asta este.
trebuie să mă sacrific pentru copii, pentru că asta face o mamă. Deci, în cameră cu mine, la bebe! Încă un pic și gata. Ajuns în cameră să vedem cine-mi deschide. Ai ajuns fix când am terminat noi popiturile pe partea rea. Super! Cum se simte, Bri? E bine. Da, stăm bine, mami. Îți arde de joacă? Doare burta. Te doare burta? Of, când ți-e bine, când te doare burtica și vomiți. Nu știu ce să mă fac cu tine. Hai. Deocamdată stăm în casă, că e mai bine, da? Hai să ne jucăm. Fetele se joacă, popit! Ia să vă văd. Hai, Bri, tu de unde începi și Mara de unde? De aici. Nu, hai de aici, de aici. Wow. N-ai voie să-l calci. De acolo începi, Bri? Da. Super, și Mara? A făcut aici un traseu. Oh, până unde merge traseul tău, Mara? 1, 2, 3, mai trei lumbărtim. Mara, nu-mi place cum faci. Nu știi să faci. Încerci să trișezi și no. Mai rău faci. Super, vin și la tine. Ia să vedem, l-ai făcut? Hai, pe locuri. Fiți gata, pornește. Stai jos, Bri. Așa, și-l faci. Nu te întrece, Mara. Nu te întrece, Mara, nu. Bravo, Bri. Bă, ce deșteaptă ești. Bri, uite la mama. Bravo! Pentru că e mică și a zis că nu vrea să o întreacă, Mara. E la primul copil, dar ea nu face ca tine. Ea nu ratează nicio gulinuță. Te doare burta? Mm. Bravo, Bri! Bri le face cel mai repede. Așa, bravo, Bri! Hai că aproape-i târna mărul. Gata, se pare că Briana s-a plictisit și oricum e bolnavioară. O doare burtica. Ia vină, Bri! Ai la mama! Tot așa. Mă rău. Ce rău? Mergem la baie, ia? Hai, închidem telefonul și mergem. Nu. N-are ce. Wow, tu unde ai ajuns? Le faci pe toate tu, nu? Starea Brianei e așa. Acum e bine, acum e rău. Acum se simte mai bine și se uită la piscină. Ce e, Bri? Cum îți e? Ești mai bine? După o repriză de vomitate e bine, câteva minute, apoi iar e rău. Cum ești, dansezi? Am venit de la plajă. Briana nu e bine deloc. Acum o să mă duc la clinic. Mama, cum se zice la durere de ureche? Vedem noi, ne descurcăm. Și asta pentru? Bri, și asta pentru mine. Nu știu. E cu antibiotica ta. Da, uite, da. Sperăm să fie bună. Uite, merge la orice vârstă. Aha. Dar mod de administrare nu ne-a zis. Picături, cred. Hai să întrebăm cum se utilizează. Am aflat. Deci două picături în 5 ore. În sfârșit a adormit. Și iată că au venit tati și Mara. Pentru Mara. Ce ți-a dus aici? Și asta 14,6 leva. Cam scumpă pentru Bri. Ia să vedem ce e. Ah, este gen picături. Metoclopramid, cum ar veni, nu? Da. Câte picături ți-a scris la 3 ani? De 3 ori pe zi, 10 picături. Wow, destul de mult. Așa, și la Mara? La Mara. I-a luat toată soluție, nu? Cu antibiotic. Ah, cu antibiotic. Cum am ciprofloxacina. Ia da, să văd. Poate e același lucru. Două la 5 ore. Dacă Bria a dormit, eu spun să stea unul cu ea și ceilalți să meargă la masă. Da, eu rămân cu ea. Poftă bună! Acum vrei să spun? Da. Hai. Și iată cum un vlog de zi cu zi, un daily vlog, se transformă într-un vlog de medicație și tratament pentru bebelușele noastre. Deci oricum nu am cum să pun fără să trag, măcar un pic. Una, două, gata. Nu m-a durut. Are lidocaină.
amoxicilină, e același lucru și este un anestezic. Deci nu e tratament cu antibiotic, e anestezic. Și nu are antibiotic? S-ar putea să aibă asta pe nazone, asta să fie un antibiotic, dar dacă are lidocaină, asta oprește durerea, asta e extrem de bun. Ia auzi, mă. Erau și la noi în farmacii la un moment dat pentru durerile de dinți. Dar l-au scos. Da, l-au scos. Păi ce-i bun la noi, cam dispare. Dar bine că am găsit în Bulgaria. La masă! Dar fără telefon nu se poate? Teo a promis că și-a puțină mâncare astăzi și că mănâncă tot. Ea a privit cât de puțin și-a luat. Oh my god, priviți ce aici. Am luat și pizza, dar nu se vede că i-a făcut. Ea și-a pus tot pe facurie, puteți să fie mea, de parcurițe, cu chestii mici și nu mai arăta așa. Ceapă verde! Adriana a rămas cu bunica la somn. Hai la baie, hai să văd. 100 de euro. Yeah. Oh my god. Mare, i-am pus din nou tratamentul, dar tot o doare urechea. Și desfacem dispozitivele de la Jumbo. Să vedem ce putem face cu ele. Te-ai tăiat? Da. Briana tot rău se simte, dar a suficină țiții. I-am făcut un tratament de hidratare, trebuia să mă vedeți cum am tradus din bulgară cu ajutorul telefonului. Tati s-a tăiat, bineînțeles, el nu era încă accidentat și trebuia să pățească ceva. Sunt moi? Da. Da. Ah, sunt tare moi, e bine. Sunt multe. Așa de mici? Da. Hai să te vedem, Mara. Duc în oglindă. Nu, aici. Hai, învârte cât poți. Cât suferi tu. Te rog, nu fă fața asta. Mie. Yeah. Nu. Oh, n-ai scos nimic. Nimic. Briana a dormit un pic pe mine. I s-a făcut rău un somn. A vomitat. A vomitat. Și aici. Mergem acasă? La spital. Nu avem cum, că oricum vomită. Poate până mâine, când trebuie să plecăm, îi trece. Nu vreau la circ. Am hotărât ca tati să meargă împreună cu fetele mari la circ și eu să rămân cu baby acasă. Bri, rămâi acasă? Mergem să căutăm circul. Distracție plăcută. Mulțumim. Hai, Teo. Bri, e pe mâini bune. Pa, Bri. Și trecuse mai bine de oră și nu vomitase. Chiar a crezut că... Așa e bine. E bine, da. Plouă? De unde plouă? Ne ducem la circ să vedem la ce oră este. Noi vrem să ajungem la circ, dar nu știm la ce oră e, nu știm unde e. Trebuie să-l căutăm. Mami a rămas cu Briana în cameră. Mama n-a putut să vină. Da. Și nici Bri. Mai ales Bri. Eu cu Bri n-am fost niciodată, dar Mare a fost. Eu am fost când eram mică. Mare era mare. Aproape de seamă cu mie sau de cu poate am fost, dar nu mai țin. Vă doriți foarte mult să mergeți la circ? Da. Hai să vedem ce reușim să facem. Haideți, fetelor, că am ajuns. Se văd turmulețe de circ. Hai să vedem. Ba da, se văd acolo. Mult nisip, dar se dă la mare. De malul mării e circul. Da, așa cred. De fapt nu e niciun circ. Am văzut noi clădirea aceea cu... și am crezut că e circ. Fetele supărate. Vrem să atingem apa. Hai, dacă tot am ajuns până aici, în apă. Haideți, fetelor, hai! Și sunt valuri. Acum mergem la mama. De ce ești tristă? Și am venit, mami. Nu există niciun circ în stațiune. M-am distrat foarte. Tare. O să vezi pe filmare. Briana? Iar e foarte. Deci acum a plăcit și a venit, dar sigur se trezește vomitând. Nu vrei să mergem la spital cu ea? Hai să mergem la spital. Nu, e teamă într-o țară străină. Hai, mă! Crezi că are aceeași boală pe care ați avut-o voi? Gândește Mara la fel, cam 24 de ore, eu la fel, mie dimineața trebuie să ciugim. Noi acum mergem la masă. Hai tu la masă. A venit de la masă. Sper că Bri este bine. Să văd ce face. Aveai vomat, tati? Nu. Iar dacă
că bebe e bine, mă duc acum să văd ce fac fetele. Am rămas la mini disco. Gata mini disco, fetele? Gata, și așteptăm spectacolul. Oh, rămâneți și la spectacol? Da, tu rămâi. Eu mă duc să stau cu Prin. Da, 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 și cu Carmina pot să vină? Nu știu. Gata, Teo, cum a fost la mini disco? Dar nu mai stăm. Păi nu, dar te întreb, cum a fost la mini disco? Bri, te-ai făcut bine? Gata, te-ai trezit? Hai, ăsta li-i tu? Da. Și mare ce ai cumpărat? Mara Kinder Joy. Tu zici ceva. Da, eu vreau pe ăsta. Hai, ia tu sticluța. Vreau și eu. Ia și tu una. Bravo, Teo, ia-le tu că-s grele pentru Bri. Hai, plătim. Iana la dulce. Și-a revenit. Sper să pot dormi noaptea asta dacă ea se simte bine aici. On place, on place, and last time. On place, on place. Now pick your partner, and we go. Cha, cha, cha. On place, on place. Cha, cha, cha. On place, on place. Cha, cha, cha. On place, on place, and last time. On place, on place. Și încheiem vlogul într-o notă super, cu gura mare. Iar bebe se simte bine, a dansat și ea cu te. Vreau acasă la Bacău. Iar mâine plecăm la Bacău, Mara. S-au plictisit fetele, gata, e prea mult deja. Prea mult. A treia oară. O lună la mare în total. Da. Păi 8 zile cu 8 zile cu 8 zile. De fapt, 9 cu 9 cu 9. O lună, am stat o lună la mare vara asta. Adunat. O lună la munte. La munte n-am fost. Nu, la munte sunt mereu. De la munte venim. La munte suntem mutați un an. Și de data asta încheiem într-o notă veselă. Am făcut eu mai devreme o încheiere mai pustă așa, dar asta nu o să vedeți. Iar acum, yay, mergem în cameră la somnic. Gata, vreau în patul meu, în patul meu cu spumă, cu memorie, cu dia, cu dia. Pentru că sperăm să avem o noapte liniștită și Prin să se simtă mai bine. Are 2-3 ore de când nu mai vomită și suntem foarte fericiți. Iar ea e veselă! Yay, cum e bebe? De când am mers cu noi la cumpărături atunci. Mai bun decât Kinder Joy. Super! Vă spunem la revedere! Vă dorim o zi minunată în continuare! Iar până data viitoare! Pa, pa! Pa, pa!